Rezultatele contestațiilor de la bacalaureat au schimbat extrem de puțin situația în județul Giurgiu. În raport cu rezultatele înregistrate inițial, rata de promovabilitate a crescut cu puțin peste 1%, ajungând la 41,42%. Creșteri semnificative s-au înregistrat la Colegiul Național Ion Maiorescu și Liceul Teoretic Tudor Vianu, unde rata de promovare a crescut cu peste 2%. După contestații, promovabilitatea la nivelul județului Giurgiu a crescut cu 1,36%, Subliniem că a crescut promovabilitatea la liceele Colegiul Național Ion Maiorescu Giurgiu cu un procentaj de 2,79% și la liceul Tudor Vianu cu 2,59%. A crescut de asemenea numărul elevilor care au obținut medii cuprinse în intervalul 9-99. Chiar și după rezolvarea contestațiilor, județul Giurgiu rămâne pe ultimul loc în țară în ceea ce privește rata promovabilității la examenul maturității. Anul trecut, procentul a fost și mai scăzut. În 2015, aproximativ 37% dintre elevii giurgiuveni au promovat examenul de bacalaureat.